întâmplător am adus niște nume importante ale cântecului nostru popular, desigur cu zone diferite de țară, ca să fim diferiți și să avem diversitate în cadrul emisiunii noastre atunci când vorbim de folclorul nostru autentic. Final, alături de doamna Mariana Anghel, care este la machiaj momentan, au venit două tinere frumoase, Larisa Bozbic și Ioana Delia Măgherușan. Bine ați venit, fetelor! Bine v-am găsit! Ne bucurăm tare mult să vă vedem, să vă revedem, să ne revedem cu colegi și cu nume frumoase și importante ale folclorului. Vă mulțumim că ne-ați ales și pe noi să fim alături de dumneavoastră. Mulțumim! Bună seara și Hristos a înviat, vă spun și eu. Adevărat. Să știți că am inima plină de bucurie să văd că mă aflu într-o emisiune atât de frumoasă și de calitate precum a dumneavoastră. Și ne bucurăm că promovați și tineri iubitori de cânte ca și noi. Mulțumim frumos! Și noi vă mulțumim. Toate fiind spuse, va trebui să purcedem, să cântăm, să dansăm, să ne simțim bine într-o duminică specială dedicată dumneavoastră, stimați telespectatori ai postului favorit TV. Mariana Anghel, îți mulțumesc pentru prezența, ai venit de departe. Știu că nu ți-a fost ușor, dar, cum să spun, știi că te-am la suflet de atâta timp, ești într-o formă de zile mari. Mulțumesc. Știu că fata ta cântă și cântă foarte frumos și când sunteți amândouă pe scenă, ai senzația că nu, acolo nu e mamă și fiică, sunt două surori, așa arăți tu de bine. Mulțumesc. Ce părere ai despre tânăra generație care acum își desfășoară activitatea în cântecul popular? Să știi, când aud de tânăra generație, mi crește inima pentru că am foarte mare încredere în ei. Eu însăși formez tineri ca profesor la Școala de Arte și Meserii Ilie Micu din Sibiu și eu întineresc odată cu ei, așa că sunt fericită să fiu înconjurată de tineri. Îți mulțumim, Mariana, aplauze pentru Larisa Bozbic și Ioana Delia Măgherușan, care aș vrea să le întrebăm câteva cuvinte, de unde vin mai precis. Hai să începem cu Larisa. Povestește-mi puțin despre costumul tău, care este splendid, splendid. Mulțumesc din suflet, da, într-adevăr, este un costum din Bistrița Năsăud. Bistrița, domnule, este Bistrița, are costumul popular remarcabil. Este foarte, foarte vechi și da, da, îl îndrăgesc tare mult. Bravo! Este un costum de pe Valea Sălăuței. Ce să vă spun despre mine? Eu vin din Dumitra, de lângă Bistrița, dintr-un sat de acolo. Am urmat cursurile liceului de muzică, am terminat Academia de Muzică Gheorghe Dima, secția pedagogie muzicală. În prezent sunt artist profesionist la ansamblul Cununa de pe Someș, de la noi, de la Bistrița. Am 25 de ani. Și îmi place tare mult ceea ce fac, iubesc ceea ce fac și nu cred că m-aș vedea vreodată fără acest costum frumos pe mine, cămașa asta bogată. Este extraordinar de frumos costumul. Cu năframă da? În cap, da. Și ducând mai departe ceea ce artiștii noștri frumoși ne-au lăsat și strămoșii noștri ne-au lăsat cu atâta drag. Știu că mama ta te susține foarte mult. Așa este, mama mea mereu m-a susținut. La fel cum zicea și doamna Mariana, și prin festivaluri și pe la emisiunea mereu vine cu mine și a fost de-a lungul timpului, e mereu alături de mine. Îi mulțumesc tare mult pe Larisa, dar cine ar fi pentru tine o icoană atunci când vine vorba despre zona aceasta atât de specială a Ardealului? Pentru mine mereu a fost o icoană regretată, doamna Valeria Peter Predescu. Și pot să-mi interpretez un refren așa simplu atunci când vine vorba de Valeria Peter Predescu, doar tu, așa puțin, cu microfonul? Sigur. Te ascultăm. La căsuța din Găvale, dragă Iliana, fac fetele șezătoare, dragă Iliana. La căsuța din Găvale, dragă Iliana, fac fetele șezătoare, dragă Iliană. Dragă-ți și da și nu și cum și ca și până mu, dă-i nu, dă-i nu. Ce frumos! Bravo! Bravo, Larisa! După cum vedeți, foarte mulți dintre tinerii pe care invităm aici au și studii de specialitate, ceea ce e foarte important, spun eu, cunoscând mai bine tradiția și folclorul nostru. Ioana Delia Măgherușan, tu de unde vii frumoasă, cu cozile alea superbe?
Eu sunt chiar din Bistrița. Ești chiar din Bistrița? Da, bistrițeancă 100%, dar să știți că cu inima sunt la viața satului. Așa. Și mereu am fost foarte atentă să am costume frumoase și valoroase. Unde chiar și... dacă nu am avut neamuri în Bistrița Năsău de la sat, mama mea se trage din Maramureș și de acolo am moștenit costumul. Dar unde te-ai născut? La Bistrița? La Bistrița, da. A, deci doar mama e din Maramureș. Doar mama e din Maramureș. Și tata? Și tata e din Bistrița și el. Am înțeles. Da. Unde și când ai obținut drag pentru muzica populară? La mine în familie am crescut cu muzica populară. Sora mea a cântat la vioară, așa că încă de mică, când mă îngrijea, îmi cânta muzică clasică ea, dar părinții au iubit folclorul. Și de la 5 ani am făcut parte dintr-un ansamblu de copii de la noi din Bistrița, coordonat de doamna Cornelia Ardelean. Iar ulterior am mai mers și la alte ansambluri, iar acum sunt studentă la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Ce frumos! Bravo! Doamnelor și domnilor, o invit pe Mariana Anghel să ne cânte, mai apoi pe Larisa Bozbit și Ioana Delia Măgherușan. Îi invit pe copiii de la Flacăra Prahovei în studioul televiziunii cântecelor noastre și bucurați-vă de cântec popular ardelenesc frumos, așa, ca la mama acasă. Aplauze pentru ei!